Și acum se ridică o întrebare foarte importantă. Cum se împacă poruncile care ne sunt date nouă, da? Să facem asta, să facem asta, să facem asta, să facem asta, și cu promisiunile că El ne va întări. El ne va ține neclintiți. El ne va păzi. El ne va desăvârși. Întrebarea este cine? Noi facem sau face El? Facem noi puțin și face și Dumnezeu puțin? Facem noi un pas către Dumnezeu, face El doi sau trei sau patru sau cinci către noi? Care e formula? Vedeți, noi de multe ori dorim să explicăm unele pasaje din Sfânta Scriptură cu logica omenească și atunci facem formule în astea matematice spirituale, încercând să arătăm cât face Dumnezeu și cât facem noi. Eu am ferma convingere și vreau să spun cât de clar pot lucrul ăsta. Că totul trebuie să facem noi, nu o să se smerească Dumnezeu în locul nostru, nu o să se supună Dumnezeu în locul nostru nici măcar o secundă, da? Totul facem noi și totul face Dumnezeu în noi. Totul facem noi și totul face Dumnezeu în noi, da? Noi trebuie să ne supunem, noi trebuie să nu ne îngrijorăm, noi trebuie să ne smerim, noi trebuie să ne împotrivim diavolului tare în credință, noi trebuie să veghem, noi trebuie să fim treji. Nu Dumnezeu. Niciodată nu se supune Dumnezeu, nu are nevoie Dumnezeu să nu se îngrijoreze. Noi de la cap și până la coadă. Da? Să nu trăim cu vreo idee din asta iluzorie. O, dacă avem siguranța mântuirii, responsabilității care ni sunt date în Sfânta Scriptură, sunt așa, un fel de marcaj din asta numai. În timp ce merge mașina pe pilot automat, noi ne uităm. Da? Mă, uite ce interesant, uite mașina s-a oprit unde e 50 la oră. Și mergem așa, mântuirea e un fel de pilot automat. Nu e așa. Este efort, este strofocare, este străduință din partea noastră și în același timp, tot efortul nostru, toată lucrarea noastră, toată responsabilitatea noastră, toată străduința noastră este posibilă și efectivă prin puterea deplină a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne asistă cu tot ce avem nevoie. Nu doar cu îndrumări, ci cu puterea Lui și cu lucrarea Lui în noi ne asistă în fiecare secundă din viața noastră. Și când ne dăm seama și când nu ne dăm seama.